Ovidiu Scridon face parte din categoria consecvenților, corecțiilor, dăruiților, foarte motivaților. Ovidiu Scridon e un tip sensibil, are multe de făcut în lumea asta, printre altele, într-unul din fișierele lui cele mai importante, e și cântecul și poezia, pe care încearcă să le managerieze deopotrivă de bine. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns o mână de prieten în asfințit. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns un cântec de ajuns și puțin infinit. Poate că lumea e un pic anormală, poate că anii sunt grei, sau cine știe ce războinică ială nu mai suportă chei. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns o mână de prieten în asfințit. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit. E de ajuns un cântec de ajuns și puțin infinit.